Președintele Consiliului Județean, Mehedin Țeala din Georgescu, acordă o atenție sporită unităților sanitare din județul nostru, întrucât sănătatea mehedințenilor este pe primul loc. Astfel, în prezent, se execută lucrări de reabilitare, extindere și dotare a fostei clădiri care deservea cele două secții de pneumologie. După ce a reușit să reabiliteze o bună parte din drumurile județene, Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehedinți, a acordat de asemenea o atenție deosebită și modernizării infrastructurii de sănătate. În ultimii ani, acesta a reușit să atragă investiții importante pentru spitalele din județul nostru. În acest moment se lucrează la secțiile TBC din Drobeta Turnu Severin, întrucât cetățenii să beneficieze de servicii medicale la standarde înalte. Pentru realizarea aceste investiții sunt folosite atât fonduri europene, cât și bani din bugetul Consiliului Județean Mehedinți. Este un proiect finanțat prin programul operațional regional cu o valoare de peste 20 de milioane de lei, mai mult de jumătate, și anume peste 11 milioane de lei, reprezintă de fapt cheltuieli neeligibile, fonduri pe care le asigurăm de la bugetul județului. Dar chiar dacă pare o sumă mare, că o punem din bugetul nostru, era o sumă necesară pentru a face o lucrare de calitate și pentru a beneficia pe de altă parte și de sursa de finanțare din fonduri europene. Lucrările se derulează bine. Am convingerea că termenul de finalizare a acestor lucrări, și anume sfârșitul lunii septembrie din 2022, va fi respectat. Încercăm totuși ca până în primăvara acestui an un corp de clădire să fie gata, s-a cunoscut în această toamnă, aveam nevoie de spațiile de aici, dar pe de altă parte trebuia să implementăm și proiectul pe fonduri europene. Mai mult decât atât, toată clădirea de la secția de infecțioase trebuie să urmeze aceiași pași, să intre și aceea în reabilitare, și va fi complicat, având și clădirea de la TBC și clădirea de la infecțioase, avându-le pe amândouă în reabilitare, va fi complicat să asigurăm spațiile necesare pentru internarea pacienților. Dacă, Doamne ferește, vom avea un val cel puțin de nivelul valului 4. Având în vedere pandemia de COVID-19, nevoia de a accesa servicii medicale este din ce în ce mai prezentă în rândul oamenilor. Tocmai de aceea, modernizarea unităților sanitare din județul nostru este atât de importantă. Șeful Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a reușit să atragă zeci de proiecte și sute de milioane de euro pentru modernizarea a două puncte cheie în viețile oamenilor, infrastructura rutieră și cea de sănătate. Aceste investiții continuă, județul Mehedinți fiind un șantier în lucru.